Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, să știți că ne-am descoperit aici brânzica calcică. Există, nu știam că există brânză calcică. E stricat subiectul. Ce subiect, mă, Luca? Există brânză calcică, acum am descoperit, nu știam. Luca a desfăcut un ceva și ai gustat? Da, este un recipient cu brânzica asta calcică, despre care o să vorbim la culinarie, cum spuneai. Și... miroase a calci. Dacă pui în apă, se face fervescentă. La ce se folosește brânză calcică? Și... mănâncă, e pentru prichindei. Să mănânce calciu? Pentru copii, da. Pentru pici. Picilici. Și există și brânzica peștică, dacă vrei să dai cu ulei de pește. Ar fi o idee. Eu mi-au dat direct ulei de pește, n-am brânză calcică, n-am mâncat. Păi da, dar vezi că sunt lucruri diferite. No, pe bune, uleiul de pește și brânza? Nu, și calciu. Logic. Hai că ideea e că ascundem în brânză fel de fel de lucruri, acum calciu, mâine... să știi că ulei de pește, cine știe la ce se poate ajunge. Să știi că și în uleiul de pește poți să ascunzi orice, că nu se simte nimic altceva. Ai mâncat vreodată ulei de pește? Ulei da, de pește am luat de la copiii mei. Nu da, era... de la, e de la gura copiilor. Era aroma... acum sunt aromatizate cu fructe, cu... și avea un gust așa... de căpșune. Și el a luat ceva dulce, practic. Da. La mine nu a fost așa. Au încercat o singură dată să-mi dea ulei de pește cu lingura. Din conservă, gen? Nu, era ce, nu mai ții, era mic. Ok. Și aia a fost, au fost niște răcnete îngrozitoare. Și după aia tata s-a descurcat și a găsit niște bulule. Erau medicamente, așa. Mm-hmm. Strălucioase, roșii, arătau ca niște... și le înghițeai pur și simplu. Da, arătau ca niște icre mari de Manciuria. Frumos, da. Roșu. Așa arată Nurofenul acum. Cred că da. Ăla de copii moale. Și l-au păcălit, roșu mare. L-au păcălit că îi dau icre de la bune de mic. Și de fapt... și mi-au plăcut foarte mult pentru că arătau drăguț. Până când am încercat să sparg una între dinți să văd și ce gust bun are. Dacă e așa roșu frumos, poate că are și gust de căpșune. Ăla a fost un moment dificil. Dar brânzica asta, te-ai gândit vreodată câte lucruri de mâncare se fac din lapte, de fapt, și câte tipuri de brânză se pot face? Este o varietate nesfârșită. Și favorita... mea, brânzica mea favorită este parmezanul. N-aveam nicio îndoială. Da. Parmezanul, am citit recent că parmezanul ăla, eu mi-aș lua o roată de aia de parmezan acasă, dacă aș putea. Să o scobești să faci paste în ea. Da. Paste cu trufe, cum ar veni. Aia ar fi. Problema e, ea costă foarte mult. Deci are, în primul rând, care vreo 40 de kilograme, o roată de aia adevărată. Da. Și costă mult, aia originală, costă cam 1000 de dolari. Și mă gândesc, am mai văzut pe la restaurante cum fac paste în roata de cașcaval. Problema e ce faci cu toată chestia aia pe care trebuie să o scobești. Adică parmezanul ăla descobit, trebuie să scobești din el vreo 7-8 kg până ajungi să faci o porție de paste. Tu tot faci din el și după luni de zile când asta ai terminat, spune, începi să faci paste. Deci, practic, îți cumperi acum o roată de parmezan să faci paste în roată de parmezan. Eu cred. Și peste 6 ani poți să faci prima porție, că până atunci tot mănânci câte un pic din el. Exact. Învii și tu mai mulți musafiri. Cărciumile pe care le cumpără gata scobite. Nu cred. Ba, e așa. Hai, nu, cred că le scobesc și de ăla, parmezanul ăla rad din el, pac, pac. Îl folosesc altfel. Bine, da, gen, am deschis astăzi cârciuma. Vă invităm peste 6 ani să veniți să mâncați paste din roțile astea de parmezan. Ai auzit de domnul ăla moldovean care, pe care l-au prins după 7 ani în Italia, furase 120 de roți de parmezan. Mama. 120 de roți de parmezan. Da, da. Să-și facă vulcanizare cu brânză topită sau exact. Ceva. Erau, ce să zic. Era parmezan de iarnă sau de vară? Oare cum l-au prins? Cred că au remarcat prietenii. Dom'le, asta mănâncă parmezan, pune parmezan peste orice. Nu există. Și totul până la fructele de mare. Deci când a pus în Italia parmezan peste fructele de mare, au sunat la poliție. Moldoveanul ăla, vedeți că este nenorocire. Pune parmezan peste fructele de mare. Eu cred că a pus pe mici. Pe mici, cred, da. Asta. Și prejudiciu foarte mare. Adică îți dai seama cât a furat omul respectiv. Cât ai zis? Câte roți? 120 de roți. Parmezanul de calitate. Ori la vreo 1000 de euro piesa? Nu știu dacă a fost de la de calitate, dar e scump. Oricum ar fi. Scump rău de tot. Nu prea există parmezan ieftin. Da. Există parmezan foarte scump. Da, așa este. E în funcție de cât durează maturarea. Uh-huh. Dar mă gândesc ce-a făcut el. Adică a luat 120 de roți de parmezan. Și le-a dus acasă în garaj. Le-a stivuit frumos, s-a uitat la ele. Zice, acum cum scap de ele? 120 de roți. După cum am stabilit, îți trebuie 6 ani ca să scobești, să-ți faci acasă niște paste în parmezan, în roată de parmezan. La cârciumi, prin... Cred că era și... din mafia parmezanului. Dar cum faci? Te duci la cârciumă. Șeful, nu vrei, am o roată de parmezan. Te oprește în parcare, la mall. Știi cum stai cu parfumuri?
sau cu telefoane furate, știi? Am, nu vrei un telefon furat? N-am vrut un telefon. S-o dă dura pe-n parcare. Da. Am, fii atent că am aici. Ce ai acolo, șefule? Am o roată de parmezan, nu vrei? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.